fost peste hotare, am revenit și datorită implementării unor proiecte în lucru comun cu Hilfswerk Austria, am reușit să câștigăm banii europeni care ne-au ajutat să dezvoltăm afacerea. Sunt foarte bucuros, sperăm să mergem bine mai departe, să ne realizăm condițiile planului de afaceri. În prezent a luat sfârșit lucrările în privința proiectului cu compania din Austria, Ilțer Austria, care a lucrat în privința contractului, în privința tehnologiei de prelucrare a porumbului pentru sectorul agricol. De mult locuitorii din această localitate visau la unele lucruri care să fie pe loc, să aibă posibilitate de a prelucra tot ceea ce produc aici pe loc, fără a apela în localități mai îndepărtate, fără a apela la lucruri care pur și simplu le erau incomod, cu transportul, cu toate celelalte. Eu cred că în câteva zile de acum noi vom terminăm instalarea și vom satisface toate aceste dorințe a cetățenilor de pe loc datorită companiei, datorită acestei companii care ne-au oferit acest grant pentru această tehnologie. Vor fi toți mulțumiți, atât cum suntem și noi, așa vor fi și locuitorii mulțumiți pentru aceste lucruri, fiindcă acestea sunt lucrurile de acum realizate în realitate. Acesta este un obiect care este cumpărat din Ucraina, de la Mogilev-Podolsk, cu o capacitate de 340 de kg pe oră de porumb de prelucrare, care produce producție de calitate superioară și ceea ce conform cerințelor și necesităților standardelor în momentul de față. După aceasta instalăm același echipament de ambalare a producției pentru a fi foarte combinabil, de a realiza atât cât pe loc, atât cât și în alte regiuni, alte localități a Republicii Moldova.